Gimnastica, din punctul meu de vedere, este poate cel mai elegant sport, dar cred că și cel mai dur. Nu știu, eu vorbesc din exterior acum. Cât de dure sunt, de fapt, antrenamentele, Monica, în gimnastică? Păi, vorbim de... Acum depinde de ce etapă vorbim. La club nu sunt atât de dure pentru că elementele pe care le execuți nu au o dificultate foarte mare. Când ajungem în lotul olimpic, atunci, cu siguranță, totul se schimbă, pentru că de la un antrenament pe care îl făceai la club, intri să faci două antrenamente de intensitate maximă. Când suntem în perioada de pregătire, stăteam câte 4 ore, 4 ore jumătate în sală la un antrenament. Deci, gimnastica este frumoasă, este complexă, dar a fost și a devenit din ce în ce mai grea. Că nu oricine poate să facă gimnastică și nu oricine poate ajunge să câștige în gimnastică. De aceea, dacă nu respecti niște reguli, dacă nu-ți dorești foarte mult să ajungi pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, nu reușești. Ce aturi trebuie să ai în prezent, ca fată, să zicem, să vorbim despre fete, ca să ajungi unde trebuie? Păi, în primul rând, trebuie să ai puțin sau mai mult talent, depinde de caz, și trebuie să respecti foarte bine programul. Disciplina, fără disciplină nu ai ce să faci în gimnastică. Muncă foarte multă, perseverență, ambiție, chiar și atunci când nu-ți ies nici antrenamentele, nici concursurile, să găsești puterea aceea în tine, motivația aceea în tine să mergi mai departe. Pentru că nu de fiecare dată reușești să urci pe podium, nu de fiecare dată reușești să primești notele cele mai bune la exerciții și atunci trebuie să găsești resursele necesare în tine să nu renunți și să mergi mai departe dacă asta îți dorești cu adevărat și dacă ești omul potrivit pentru acel sport. La tine cât la sută a fost muncă și cât la sută a fost talent? Au fost ambele. Am avut potențial, m-a ajutat corpul, m-a ajutat structura mea să fiu potrivită pentru acest sport și am avut și foarte mult de muncit. Adică, clar, nu, chiar dacă ai talent, au fost fete care aveau poate talent de 100 de ori mai mult ca al meu sau ca altor colege, dar fără muncă nu ai ce să faci. Adică degeaba ai talent dacă nu muncești pentru el, dacă nu ajungi să șlefuiești acel talent. Pentru că talentul, da, te ajută o dată de două ori în concurs sau în antrenamente, dar după rămâi cu munca, pentru că creștem, nu rămâi la 12 ani, la 14 ani, corpul se schimbă, tot reperul tău pentru elemente se schimbă și atunci ai nevoie de foarte multă muncă să antrenezi acel talent.